Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În dimineața 7 și 22 de minute a început practic deșteptarea și suntem fierți pe șah în această și în această dimineață. Șah. Am primit o precizare, nu știu cât suntem noi capabili să traducem ce scrie aici. Salutare, există șah rapid unde fiecare jucător are 15 minute. Apoi blitz, da, cu 3 minute de jucător și bullet, un minut de jucător. Deci asta e, deci de mutare, 15 minute. Nu, mutare. În total 5 minute cu totul. Deci cu ce, poți joci șah într-un minut? O partidă, da, nu are cum, nu. Deci zice bullet. Tic 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 tic, pac. Da. Trebuie să te miști foarte repede. Și acum? Cred că ăla e. Da, nu știu cum se nu știu cum e stabilit câștigătorul la bullet. Deci ramești, adică, bam, la cel care pierde timpul, probabil că pierde dacă nu se încadrează în timp. Nu-mi dau seama. Nu știu cum se judecă după un minut, adică nu-mi dau seama câte partide se și încheie într-un minut. Deci acolo nu știu cum se face treaba. Mă rog, până la campionul indian, să știi că avem și noi campion la noi aici în țară. Ne-a scris Dănuț din Galați că și el joacă șah de la 5 ani și la 13 ani a fost locul întâi în tabără la Soveja. Deci, bravo, Dănuț, felicitări, ești campionul nostru, practic avem și noi un campion printre ascultători. Da, și Dan din Cluj insistă, că mi-a mai zis o dată asta, dar până la urmă, dacă insistă, spun că la turneul de șah de la Soporul de Câmpie din județul Cluj a fost câștigător Ghiță Cristea, care l-a învins în finală pe primarul Cristian Cherecheș, caz real. Sublinia că sunt fapte reale, nu e nimic inventat. Eu acum mă gândesc că Rameș Babul a bătut în 15 minute pe ofticosul ăla de Magnus Carlsen. Cred că dacă ai lag, că au jucat online, dacă ai netul prost, dial-up sau ceva, ce faci? Îți dai seama că indianul a avut și handicap, că nu cred că au net tot mai bun. Vezi acolo. Vezi că indienii pe net sunt au, da. Ce-ai făcut? Da? Da? Plus au? Că eu nu cred că joacă de acasă. Forjă. Rameș Babul. La unde l-au pus pe platformă? Undeva în larg? În țări străine, maestru internațional, nu e foaie verde, joacă șah. Maestru internațional de la 10 ani la 12 ani deja era mare maestru. Da, e clar că nu ne pricepem. Îmi pare rău că n-am învățat așa. Acum. Dacă te uitai la liceenii, poate prindeai și tu ceva de la campionii de acolo. Da, mă rog, ce mai aveam în emisiune? Că ne-am luat cu șahul și... V-am auzit dimineața, erați îngrijoat cu prețul benzinei, cu acciza, cu asta, da, cu asta, cu scumpirile, cu... Da. Nu știu dacă ați remarcat și declarațiile. Domnul Ciolacu are o preocupare constantă în ultima vreme pe partea economică și se aventurează din ce în ce mai des în apele periculoase ale panseurilor economice, unde face conținut pentru emisiune de satiră și umor. Și am dorit să-i mulțumim foarte mult, să începem, da, dimineața mulțumind cu un vibe pozitiv. Deci să începem cu mulțumiri pentru domnul Ciolacu. Sunteți un brav continuator al doamnei Dăncilă. Dânsu și-a exprimat recent opinia despre evoluția prețurilor din ultimele luni, în contextul în care PSD propune scăderea accizelor la carburanți, ceea ce e bine, o să vorbim imediat despre asta. Și Dânsu a declarat textual, aș dori să citez, ghilimele: cred că o intervenție pe o perioadă limitată la înjumătățirea accizei ar avea și un efect benefic asupra inflației, pentru că a doua mare problemă după scumpire este inflația. Bravo, domnul Ciolacu. Acum am înțeles și noi partea, pe partea economică. Da. Deci mă mir că domnul Ciolacu nu a observat și a treia nenorocire, mare de tot, cea mai mare, după inflație și scumpiri, și anume creșterea prețurilor. Deci nu numai că inflație, nu numai că se scumpește totul, dar mai crește și prețurile. Este imposibil. Cum să suporți? O nenorocire nu vine niciodată singură. Și desigur, declarația domnului Ciolacu a stârnit un val de glume pe net, deoarece inflația asta înseamnă creșterea prețurilor. Avea inflație înseamnă o creștere generală a prețurilor, bunurilor și serviciilor, mă rog, a mărfurilor, într-o unitate de timp. Iar inflația, din păcate, știm prea bine, erodează economiile populației, sărăcește populația și așa mai departe. Și mai e și deflația, dar despre asta într-un alt episod al emisiunii noastre, tip teleșcoală. Să lăsăm pe domnul Ciolacu să ne ia înainte. Să lăsăm pe domnul Ciolacu să ne explice întâi. Da. Dom'le, dar adică e normal ce faci? Adică noi facem radioșcoală pentru președintele celui mai mare partid din România care guvernează țara în perioadă de criză? Serios, asta trebuie să ne apucăm să explicăm acum domnului Ciolacu care e legătura între inflație și scumpire și creșterea prețurilor, serios. Altfel, încă o dată felicitări domnului Ciolacu, sincer, nu e nicio glumă aici, pentru că așa se face, într-adevăr, la vreme de criză mai tai din prăjiturica statului, nu din pâinica oamenilor. Adică vă reamintesc că aproape două treimi din prețul carburanților reprezintă
accizele, taxele, impozitele, diverse biruri colectate de stat. Când vă duceți și dați 7 lei pe un litru de benzină, 60% sunt taxe de toate felurile și accize. Deci da, să tai acciza ca să mai oblojești cetățenii în vremea asta este o idee foarte bună. Deci bravo, domnule Ciolacu, așa se face, așteptăm acum să se implementeze și măsura. Și acum, dacă tot a pornit pe drumul ăsta al marilor descoperiri economice, stai să vezi când a aflat domnul Ciolacu că există pensii speciale în România. Bravo! Nici nu vreau să mă gândesc. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.